Joi 10 februarie va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Vatra Dornei. Aceasta se va desfășura în format online pe ordinea de zi, aflându-se un număr de 24 de proiecte de hotărâre. Astfel este amintit proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei pentru următoarele 3 luni. Mai multe proiecte privind aprobarea vânzării apartamentelor tip ANL din Municipiul Vatra Dornei, Strada Unirii. Privind aprobarea regulamentului intern și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Municipal Vatra Dornei, privind aprobarea statului de personal și a statului de funcții al personalului contractual al Spitalului din Vatra Dornei, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2022, privind planul de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022, privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociația Creștini Filantropică Sfinții Voievozi Mihail și Gavril pentru plata cheltuielilor la energia termică pentru luna noiembrie 2021, privind aprobarea planului cu principalele activități ce se desfășoară de Poliția Locală Vatra Dornei în anul 2022 și criteriile specifice de evaluare, privind aprobarea vânzării unei cote de teren, proiect privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului Vatra Dornei, privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor privind venitul minim garantat, privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru refacerea locuinței afectate de incendiu, aprobarea contului de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieri și a volumului de masă lemnoasă exploatat pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, întocmit de către ocolul silvic Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Iacobeni și Cârlibaba. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieri ele în municipiului Vatra Dornei pentru anul 2022, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și a creditelor interne pentru anul 2022 și a programului anual de investiții 2022, privind stabilirea costului lunar pentru întreținerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare și Îngrijire Roșu și raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.